Bună! Astăzi am revenit cu un nou video împreună cu Eva. Bună, eu sunt Eva. Da, și știi ce filmăm astăzi? Da. Ce filmăm astăzi? Ia să auzim. Cine mă știe mai bine? Cine mă știe mai bine? Facem un nou episod de Cine mă cunoaște mai bine, cred că așa am denumit celălalt video, pentru că v-a plăcut și vouă foarte mult, dar și Evei. Așa că o să avem nevoie de un invitat special și același invitat ca data trecută. Cine este invitatul nostru special? Adrian Pop! Adrian Pop! Mi-a plăcut introducerea. Bun. Și jocul este foarte simplu, nu? Eva, da. Ne pune 10 întrebări sau câte întrebări vrei? La întâmplare sau facem 10? La întâmplare. La întâmplare. Eva ne pune câte întrebări vrea ea. Dar mai întâi vreau să vă spun ceva. Așa. La sfârșit o să-i dau o surpriză celui care câștigă jocul. Mami sau tati. Super, deci ești și cu premii. Ce ai câștigat data trecută? Eu. Tu deci ai e rândul meu. Ai mituit-o data trecută. Mi-aduc acum aminte foarte bine. Chiar uitasem. Bravo ție dacă ai câștigat. Da, eu am câștigat data trecută și am primit o floricică pentru acest lucru. Și să vedem dacă primesc o floricică și aici, nu? Dacă câștig? Da. Da. Jocul este foarte simplu. Eva ne pune cărțile aici. Jocul este foarte simplu, Eva o să ne pună întrebările, noi o să avem niște caietele pe care o să scriem răspunsul, iar în momentul în care ne dă ea ok-ul, arătăm răspunsul și Eva decide care e răspunsul corect și cum se împart punctele. Așa că, hai să începem, nu? Da. Avem aici două carnețele, eu am cu LOL și Adi are un carnețel cu căruți. Bun, care eu ce avem? Stânga sau dreapta? Dreapta. Atent, dar fă cu degetul că e nu. Stânga. Nici eu nu știu. Se pare că stânga, asta e a mea. Albastră! Am văzut că a ales două carioci, albastru și roșu, și am crezut că ni le dă albastru, adi roșu. Eu da. Sunt pregătit să nu începem. Nu e nicio problemă, să începem, exact. Ia să vedem. Prima întrebare. Da. Care este fast food-ul restaurant preferat? Restaurantul fast food preferat? Da. Hai scrieți. Easy peasy, lemon squeezy. Am scris acest răspuns pentru că habar n-am altul, dar... Înainte să-i arătăm ei ca așa. Să nu fie influențată de ce am scris așa. Noi, pune ea răspunsul și după aia arătăm bine, noi ce am scris. Hai. 3, 2, 1, McDonald's! Yes! Ela nici nu cred că știe alt fast food. Ba da, știu, normal, dar ziceam așa ca idee, mă gândeam... Pe singurul când... fast food la care am mâncat vreodată. Asta vreau să zic, când am mers ea la fast food și pe urmă am gândit că a fost de câteva ori cu tine și aia mai e la McDonald's. Apostrofă? N-am mai pus apostrof. Deci am scris și bine. Bun, deci câte un punct pentru fiecare. Ne descurcăm bine, Eva? Da! 1-1. Întrebarea cu numărul 2. Care este zodia mea preferată? Nu zodia ta, care este zodia ta preferată, să înțelegem. Da. Cred că e în pană de idei. Aici... Zodia mea preferată. Poți să scrii și în engleză. Gata. Zodia ta preferată este... McDonald's! 3, 2, 1... Iepure! Nu există! De ce? Cel puțin... De ce? Există rac, leu, săgetător, fecioară... pești, berbec, capricorn, da? Taur, leu... Scorpion... Rac, cum e tati... Eu vreau... Zi-o una din astea, bine, 12. Bine! 3, 2, 1, scorpion! Ce la leu? Leu, dar ai spus să putem scrie și în engleză și am scris în engleză. Și dacă i-a zis că primește puncte în engleză. Lion! Nu, lion! La zodie este leo. E același lucru. Da, deci în continuare doar un punct fiecare. N-am primit niciun punct, avem punctul doar de la prima întrebare. De fapt am scris iepuraș prima oară, dar m-am răzgândit. Întrebarea cu numărul 3, Eva, hai una mai ușurăică, așa. Fie-ți milă de mami și de tati. Care este centrul meu preferat? Hello Kitty și Friends. Deci personajul preferat din lumea lui Hello Kitty? Da. Gata, hai. Se vede? 3, 2, 1... Cinnamon. Corect! Corect! 2-2! Namon!
Nu-i cinnamon? Nu. Cinnamon! Am ghicit, am un punct, nu mai găsesc voi. Nu ai scris bine. Nu-i cinnamon roll, e cinnamon roll? Da. Ba nu este cinnamon, cinnamon e scârțișoară. Cinnamon roll, nu cinnamon. Uite, a scris mami corect. Da! Nu, a scris mami corect. Cinnamon roll. Eu zic că mami are după un punct în plus, da. Și tati are jumătate de punct. 1,5. Cineva nu știe să piardă. Trecem la întrebarea cu numărul 3. 4. Imediat mă gândesc. Care este filmul meu preferat? Filmul tău preferat? Aha. Bine, ne vedem imediat! Au! Mă doresc! Cam știu să scriu. Scrie cu S sau cu Z? Nu știu! Gata! Am scris într-o veselie aici. Zi, 3! 2! 1! Super Mario! Yes! Yes, yes, yes! Cum bă, frate, că m-ați nebunit o săptămână cu Frozen în continuu? Ăla e așa, side fun, nu știu cum să zic. Eu când v-am zis că s-au făcut măgării înainte. Eu am 3 puncte și tu ai 1,5. Da, tati are 1,5. Săracu. Alo, protecția tăticilor? Să face schema aici, se trișează. Nu se trișează. S-au vorbit dinainte. Ești noob. Ești noob. Pune-ți o întrebare noob. Care ești. Care este animalul meu preferat? De la noi din casă sau în general așa? În general. În general. Poate și pisică, poate și cățel. În general. Da, dar poți și în engleză. Ți-o zice pe asta ca și cum te ajută. Poți în engleză, scritati, nu-i nicio problemă. Hai să vedem. 3, 2, 1, iepure. Yes, iepure așa am scris. Ce-i scris? Ce-i scris acolo? Rățușcă, ce pâine. Ce-i scris acolo? Ce așa de râs? N-am ghicit. Dar ți-a zis și la zodie. Zodia iepure, adică era. Păi da, acum poate era berbec. Ca animalul preferat. Ce e animalul preferat? Ce-ai scris? Pisică. Haideți. Pisică, am bine. Mami are 4 puncte și tati are 1,5. Da. Hai, următoarea întrebare. Următoarea întrebare. Întrebarea care cu numărul 6. Care este... Poți să scriu dinainte? Disney Princess. Ar putea să pierd. Acum cred că o să pierd. Te lovi. Hai să vedem. What's your favorite Disney princess? 3, 1, Elsa. Yes, 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 yes. Eu la momentul ăsta cred că le scrii la întâmplare. Ce ai scris? Snow White. Aici. Uite. Face care să... Tot cu zăpadă, tot, da? Mai au și eu jumătate de punct aici. Tu ai 5 puncte și tatea are 2,5. De ce ai dat un punct? De ce să nu-mi dea? Pentru că sunt tatăl ei. Nu, păi n-a răspuns corect. De ce ai dat un punct? Bine, 2. Îi dai jumătate de punct așa de, din milă? Nu din milă. Îi dai jumătate de punct din milă? Jumătate de punct pentru că zăpadă, Frozen, acolo, a dus-o în direcția care Doamne. Trebuie. Hai, ultima întrebare. Nu. Suntem la întrebarea cu numărul 7. 7. Hai să vedem. Care este creatura mea preferată? Să-i spunem numele sau să o desenăm? Că nu știu. Să o desenăm. Să spunem ce e. Să scrie numele. Să știi. Nu, nu mai, spune, spune. Nu mai zi nimic. Nu mai zi, nu-i mai da avantaj. Gata, las-o. Scrie-mă acolo. Creatura care nu-i. Hai, tu desenezi? Da.
Hai zi. Nu. M-am răzgândit. Nu. Tu ai, dar nu se, e a doua oară când te răzgândești. Ce este mai aici? La concursul de răzgândit? Gata. Zi, nu se iau punctul acesta. 3, 2, 1, unicorn. Yes, sunt pe aproape, am scris pisică unicorn. Deci iau și-o cine. Nu e nimic. În primul rând tu voiai să desenezi, că nu știai cum să scrii. Nu? Așa este. Da, am scris pisică unicorn. Pisică. Ia dă-te înapoi să vedem ce ai desenat acolo. Ia. Ce e ăla, mă, ce cârnatul ăsta aici? Este de la jocul Dău cu monstruleț. E unul roz care are pampoane aici la mânuțe. Știi? Și cântă. Știi? Adic... Nu este animal e mitic. Creatură mitic. E la asta s-a referit. E o creatură de la un joc. Într-un joc, adică e într-un joc sau într-un film, e un personaj. Bun, deci Adi a câștigat un punct întreg de această dată și are 2,5 puncte. Eu am jumătate de punct, nu? Da! Am scris pisică unicorn. Așa scriu și eu 15. Pisică, unicorn, elefant, balaur, tricot. Asta de oricum ești în față. Nu știu de ce te zbați pentru jumătatea aia de punct. Acum te rog tăceți ca să nu se supere fanii noștri. Nu, așa suntem noi, Shrek. Competitive amândoi. Voi sunteți Shrek, care nu tăceți niciodată. Nu, eu sunt Shrek, mami e Fiona. Întrebarea cu numărul 8. Care e... De vacanța mea preferată de la București. Adică ce să facem în București? Da. Lucrul tău preferat de făcut în București? Da. Unde să mergem în București, nu? Da. Acum, please. Sper să fie asta, nu sunt foarte sigură. Gata! Hai! 3, 2, 1 și termen! Yes! 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 Ai scris și tu același lucru? Bravo! Întrebarea cu numărul 9. Mai avem doar întrebări. Nu. Care este tipul de floare a mea preferată? Nu sunt sigură de acest răspuns. Gata. 3, 2, 1 și... Mac. Mac? E prima oară când aud acest lucru. Mac? Mac. Eu l-am și desenat, deci eu am jumătate de punct. Da, doar cu un trandafir pe locul 2. Amândoi o să aveți un jumătate de punct. Nu, e nevoie punct. Și ultima întrebare, care valorează 5 puncte. Dar să zic că eu îmi cunosc copilul. Ultima întrebare, ei 5 puncte în plus. Zi ultima întrebare. Care este numele meu preferat? Numele? Da. De fată? Da. Sau de băiat, dă-ne măcar asta. Fată. Hai, urmă-mi suferința. Exact, da, și a mea. 3, 2, 1 și Rebecca. Eu am scris Eva, na, nu știu. Rebecca, am scris, nu pot să cred. Și a trișat și a scris Rebecca și a câștigat 5 puncte. Uite. Maria. E cel mai comun nume de fată din România, deci aveam cea mai mare șansă să fie ăsta. Că Evei nu-i plac chestiile comune, ea vrea mereu, mă întreabă când desenează sau se joacă de nume. Și comun e un nume des întâlnit pentru că îi plac numele astea mai rare. Dar Maria era departe. Dar eu vreau să spun Chloe, nu Rebecca. Chloe, bine, Chloe. Deci ai greșit. Și mami a câștigat această rundă de cine mă cunoaște mai bine. Dar să știți că, de fapt, eu o cunosc mai bine. Mai primești o floricică? Bun. Să nu mai chemați la voi în video. Din păcate, următorul video de genul va trebui făcut cu un nou invitat special. Ne dați acolo sugestii în comentarii pe cine ar trebui să invităm la acest video. Și dacă v-a plăcut videoul acesta, ne scrieți în comentarii, ne dați acolo un like și subscribe și vom continua să postăm și alte videouri de genul. Izabel, în locul tău, cine mă cunoaște mai bine? Da. Mi-e frică, o să pierd. Like pentru Cromi și subscribe pentru Melody. Și nu se putea un final fără aceste intervenții ale Evei, așa că încheiem videoul aici. V-am pupat, pa, pa! Am pupat, pa, pa!